Viața de actor este extrem de fascinantă și plină de provocări, mai ales atunci când trebuie să se joace scene mai delicate, în care poate trebuie să sărute partenerii de film, poate chiar mai mult. În fine, despre astfel de momente vorbim cu Victoria Răileanu și George Piștereanu. Bun venit! Hello! Cine a făcut asta de la? Ai văzut-o așa ceva? Da, nici eu niciodată. Vorbește lumea. Nici tu n-ai făcut asta niciodată. Nu, nu, nu. Ce tu ai făcut? Nu, exclus. Și mai ales nu cu el. A, Doamne ferește. Nu. Sunt sub nivelul ei de așteptări și de aceea... Da, povestește-ne despre scena. Deci George Piștereanu a fost foarte profesionist și profesional. Și profesional și profi și așa. Pro și așa. N-ai simțit nimic. Și aveam și n-am simțit nimic. Da, e ca și cum nu s-a întâmplat. Nu, scoate aveam emoții. Scoate-te frumoasă lănțișorul de la lavalieră, că puțin ne bruiezi. Tăblița. Așa, gata. Dacă e ceva. Eu aveam mari emoții pentru secvențele respective. Așa. Dar domnul din stânga mea m-a făcut să mă simt în confort și a fost foarte drăguț. A fost chiar o zi, mie mi-a plăcut ziua aia, a fost foarte, foarte drăguță. A fost frumoasă pentru că și echipa cumva, într-adevăr, când sunt, nu știu, 60 de oameni pe lângă tine, te simți un pic ciudat. Da. Dar fiind... Știți de ce vreau să vorbim despre asta? Pentru că, de regulă, când vorbești cu un om care nu are această meserie, prima lui întrebare este: vai, dar cum poți să te pupi totuși cu un străin? Sau cum poți să te lasă să te atingă cineva care nu știu ce? Explicați puțin cum decurg lucrurile într-o situație. În cazul ăsta nu mai eram străin, deja ne știam de ceva. Nu e iubitul tău, nu e soțul tău, la modul ăsta mă refer. Da. Păi, cred că trebuie să creezi o conexiune, în primul rând, când știi că urmează să ai genul ăsta de scene, de secvențe cu cineva. Nu te cerți înainte cu actorul respectiv. Nu, asta în primul rând. Definitiv. Nu. Se lasă cu bătăi, cu probabil, nu știu ce. Dar cred că trebuie creat o conexiune înainte, petrecut mai mult timp împreună. L-am alergat pe set, pe platourile de filmare. Stai cu mine, stai cu mine! Și el fugea de mine. Glumesc, nu s-a întâmplat asta. Dar trebuie creat o conexiune cumva și un spațiu în care să te simți safe. Că vei face chestia asta cu partenerul. Da, și echipa, cum spuneam, trebuie să fie și ea un pic restrânsă. Da, adică exact. Eu personal, depinde de la om la om, eu personal n-am nicio problemă să fiu gol în fața echipei. Evident, am petrecut că există scene sau momente în care poți să fii gol. Și eu n-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere, dar pentru fete, respectiv pentru Vicky, e un pic ciudat. Da, a fost, și bărbații fiind acolo normal 12 ore pe zi every day. Nu, dar au fost foarte profesioni. Dar au fost extrem de Da. Mă mai gândesc acum la altceva. Sigur că, mă rog, e climatul, este echipa de filmare, se creează, e ok ce se întâmplă acolo. Ce faci? Că, până la urmă, fiecare are o viață și dincolo de ce înseamnă fața aparatului de filmat. Cum discuți acasă cu partenerul sau cum îi explici? De, uite, urmează să am niște secvențe sau... Păi știi meseria pe care trebuie să o faci, știi că există riscul, îmi vine să zic riscul, dar nu e riscul, știi că există posibilitatea să faci genul ăsta de secvențe la un dat și e un lucru pe care ți-l asumi și ar trebui să și-l asume și una partenerul. Una e să-ți asumi și alta e chiar să treci peste el. Să poți să-l înțelegi cu adevărat, adică și să fii ok cu asta. Eu cred că este extrem de simplu. Ia. Așa. Dă-ne răspunsul. Sunteți atenți, doamnelor și domnilor? Da. Da? Perfect. Răspunsul este următorul. Noi încercăm să facem exact ceea ce este în viață. Da. Da? Acest lucru se întâmplă foarte des în viața noastră. Deci, automat, trebuie să-l expunem. Din start, nu cred că ar trebui să existe o... Evident că poate te deranjează, poate te simți un pic gelos sau geloasă, depinde de caz. Dar, de fapt, pe ansamblu, n-ar trebui să te deranjeze. Se pot naște povești de dragoste și la birou când discuți despre un proiect. Exact. Te poți gândi când ești partener de acasă, actori care joacă acolo, se iubesc, e tot așa frumos că îi crezi când te uiți la aia, boi, cum se iubesc ăștia în filmul respectiv. Da, adică chiar... Eu cred că dacă încrederea între parteneri este destul de solidă, lucrurile astea nu își mai au rostul. Adică partenerul sau partenera le privește cu... Dacă nu, evident că poate să iasă o discuție și de la o cană. N-ai avut de... nicio iubită geloasă așa care să zică: hai că am văzut că mă bucur mai cu fata aia, parcă mă bucur mai cu foc decât pe mine. Sau nu ți s-a întâmplat ție să te îndrăgostești de o parteneră? Eu niciodată nu m-am îndrăgostit și nu am fost cu o persoană cu care am jucat. Niciodată. Că s-a întâmplat, dar putea să se întâmple altfel. Mie nu mi s-a întâmplat.
Se poate întâmpla, dar se poate întâmpla, cum spui și tu, la birou, la o cafea. Se poate întâmpla să ai secvențe chiar mai multe decât am avut noi, intime, cu sărut, cu scene mai delicate și așa, și să nu simți absolut nimic și să se petreacă lucrurile ca înainte de atunci. Absolut, da. Adică de regulă așa este. Dar voi spuneți că aici, de fapt, tu partenerul, în speță, el vede, practic. Adică cumva el una vede... e să-și imagineze, aia. Una e să vadă la să film, exact, cum mai ce să știi. De acasă, adică... îl aruncăm frumos. Da. Asta pot fi niște tips and tricks, cum ar veni. Da, bine, dacă nu vă uitați împreună, dar poate pe om îl roade totuși curiozitatea și tot, și știi? Și dă un search. Nu? Păi asta deja la este... El de vină. Dacă el știe că are aplecarea asta spre gelozie și așa și tu îi spui, măi, mai bine nu te uiți. Sau nu îi spui că s-au întâmplat secvențele respective și așa mai departe. Dacă el insistă și vrea neapărat... Treaba lui. Treaba lui, da. Da. Nu. Bun, am înțeles de ce ați avut parte și de scene tensionate, dar să discutăm puțin despre serialul Vlad. Ce? Știm că aveți o veste foarte mare pentru noi. Despre ce este vorba? Care din ele? Ei, adică una deja a fost lansată. 24 februarie, primul episod din noul sezon. O să fie un sezon extraordinar. Eu abia aștept să înceapă. Sunt foarte, foarte curioasă de cum o să fie primit de public, cum arată, când iarăși noi nu știm nimic, în afară de faptul că am filmat și că am fost acolo. Și a doua veste? A doua veste este că Vlad va fi, a fost cumpărat de o televiziune din Bulgaria. Da. Și se va fi pe TV în Bulgaria. Oamenii din Bulgaria se vor uita la Vlad. Deci la nisipurile de aur și așa, că merg oamenii pe acolo și așa. Vlad, serial, film. Nici acolo nu vezi Marsalii, știți, la plajă. Exact. Da, da. Adică, în momentul ăsta nu știm dacă o să fie, mă rog, subtitrat sau probat, dar mai mult ca sigur dublat. Mai mult ca sigur, eu am avut o experiență în Bulgaria și... No hablo ingles, așa, adică sigur, dar faptul că Vlad devine internațional, asta demonstrează încă o dată că cât de bine e făcut și echipa cât de... este foarte dedicată și tot rustul lucrează, mulțumim Pro TV. Și tot rustul lucrează. Pe această cale vreau să mulțumesc conducerii superioare al bordului. Mulțumim, ăsta mic, bă. Bă, dacă rămânea comunismul Florin și corupea asta. Poezii, pe 23 august. Iar eu îți aduceam flori. Nu, tu făceai așa în spate rândul 4. Cum mă rog, am înțeles. Mulțumim tare mult. Următorul sezon, da? Din punctul meu de vedere, va arăta publicului român ceea ce nu a mai arătat nimeni. Adică Istanbulul, cadre extrem, acțiune cu adevărat. Pentru că în serialele și filmele românești, da, e o acțiune de asta, așa, știi? Piu-piu, mamă, s-a terminat. În două minute s-a terminat. Dar în Vlad, următorul sezon va fi ceva special. Pe 24... februarie. Gata, atât am avut de zis. Gata. Un flac e ciurit. Jumate, zi jumate. S-a anotat, s-a aflat. Mulțumim tare mult!